China apelează din ce în ce mai mult la investiții conduse de stat pentru a stabiliza economia, sperând că megaproiectele de infrastructură vor stimula afacerile locale și vor crea locuri de muncă. De exemplu, în decembrie 2022, Ministerul Chinez de Finanțe a declarat că a oferit guvernelor locale o sumă de aproximativ 230 de miliarde de dolari împrumut pentru 2022 pentru a contribui la stimularea investițiilor și la susținerea economiei. Un total de 102 proiecte au fost incluse de asemenea în planul de dezvoltare 2021-2025 al Beijingului. Cu toate acestea, cheltuielile pentru infrastructură sunt privite cu scepticism, criticii afirmând că investițiile alimentate de credite ar putea împovăra țara cu niveluri nesustenabile ale datoriei locale. Așadar, iată câteva megaproiecte care au stârnit entuziasm și controverse în China. Ești pasionat de tot ceea ce ține de spațiu și vrei să afli mai multe despre univers? Abonează-te la canalul nostru pentru mai multe videoclipuri ca acesta și nu uita să apeși clopoțelul pentru a ști când apare mai mult content fascinant. Calea ferată Sichuan-Tibet. Calea ferată Sichuan-Tibet este a doua legătură feroviară între Tibet și provinciile din interiorul țării, după ce în 2006 a fost lansată o legătură cu Qinghai, legând Chengdu, capitala provinciei Sichuan, și Lhasa, capitala regiunii autonome Tibet. Proiectul ar putea reduce timpul de călătorie de la 36 de ore la 13 ore. Grupul feroviar de stat China Railway Group l-a catalogat drept un proiect strategic cheie și, după ce a primit sprijinul președintelui Xi Jinping, este considerat ca fiind prioritatea principală pentru construcția de căi ferate din China. Secțiunea care leagă Chengdu și orașul Yan din provincia Sichuan a fost inaugurată în 2018, iar secțiunea de 435 de kilometri dintre Ningxi din regiunea autonomă Tibet și Lhasa a fost deschisă în iunie 2022. Restul de 1010 km vor fi construiți cu ajutorul tunelurilor și podurilor și vor traversa teritorii aflate la o altitudine maximă de peste 2000 de metri. Cu toate acestea, proiectul a stârnit multe critici, unii experți neconsiderându-l necesar, ci doar o risipă de bani. Proiectul de transfer de apă între sud și nord. Despre marele plan al Chinei de a redirecționa zeci de miliarde de metri cub de apă anual din râul Yangtze în sud către regiunile nordice prin intermediul a trei canale se vorbește încă de la începutul anilor 1950. Guvernul nu a dezvăluit suma exactă pe care o investește în acest proiect, dar estimările anterioare ale pieței au estimat-o la aproximativ 80 de miliarde de dolari. Canalul estic urmează direcția Marelui Canal Istoric și trece prin provinciile Jiangsu, Shandong și Hebei. Canalul central, cu o lungime de 1430 de kilometri, pornește de la rezervorul Danjiangku din provincia centrală Hubei, în timp ce canalul vestic pornește de la trei afluenți ai fluviului Yangtze în apropiere de munții Bayanhar și trece prin provinciile Qinghai, Gansu, Shaanxi, Shaanxi, Mongolia Interioară și Ningxia. China a aprobat construcția traseului estic și a primei faze a traseului central în 2002, iar 95% din proiect a fost finalizat deja. Volumul total de apă deviat a fost de 9,7 miliarde de metri cubi în 2021, echivalentul a 3,2 milioane de bazine olimpice de not. Până la sfârșitul anului 2021, aproximativ 50 de miliarde de metri cubi de apă au fost deviate de la deschiderea traseului estic la începutul aceluiași an, potrivit Ministerului Resurselor de Apă. Pe lângă preocupările legate de investiții, evaporare și daune aduse mediului, strămutarea locuitorilor reprezintă o provocare majoră
îngrijoră pentru proiect, datele guvernamentale arătând că aproximativ 330.000 de persoane care locuiesc în apropierea rezervorului Danjiangcu și de-a lungul traseului central au fost forțate să se mute. În 2022, președintele Xi a vizitat traseul central și a găzduit un simpozion în cadrul căruia a declarat că proiectul este justificat pentru a satisface nevoile oamenilor, precum și pentru a menține siguranța ecologică și durabilitatea. Tunelul submarin Yantai Dalian. Tunelul propus între orașul estic Yantai și Dalian la nord se întinde pe o distanță de aproximativ 90 de kilometri sub Marea Bohai și are o lungime de peste 2 ori mai mare decât cea a tunelului canalului Mânecii dintre Anglia și Franța. Călătoriile cu trenul ar putea fi reduse de la 10 ore la 1 oră și ar putea face inutilă necesitatea unui feribot de 8 ore. Proiectul a fost evocat pentru prima dată la începutul anilor 1990, dar fezabilitatea sa a fost mult timp pusă sub semnul întrebării, având în vedere tehnologia complicată necesară și cererea redusă de transport. A căpătat mai multă importanță după ce guvernul central l-a inclus în planul său de revitalizare în nord-estul Chinei în 2014. Regretatul expert în tuneluri Wang Mengshu, care a fost inginer șef adjunct al China Railway Construction Group și șef al echipei de planificare strategică a proiectului, a declarat că acesta ar necesita investiții de aproximativ 40 de miliarde de dolari. Propunerea a fost trimisă Consiliului de Stat pentru examinare în 2013. Planurile de construcție au fost înaintate Comisiei Naționale pentru Dezvoltare și Reformă, principala agenție de planificare economică a Chinei, pentru aprobare în mai 2019, dar nicio altă decizie nu a fost făcută publică încă, părând că proiectul ar putea fi un eșec. Barajul de la râul Yarlung Zhangbo. Construirea unui baraj hidroenergetic pe cursul inferior al râului Yarlung Zhangbo, cunoscut în India sub numele de râul Brahmaputra, a fost menționată de Yang Ziyong. Președintele corporației chineze de stat Power Construction Corporation of China în noiembrie 2020. În discursul său în fața societății chineze de inginerie hidroenergetică, acesta a menționat că regiunea Great Bend a râului are potențialul de a produce aproape 70 de milioane de kilowați. În Planul Național de Dezvoltare 2021-2025, acesta a menționat în mod explicit că statul chinez va începe dezvoltarea hidroenergetică pe cursul inferior al râului. Autoritățile tibetane fac presiuni pentru dezvoltarea stației Dagu, care se află la jumătatea râului Yarlung Zhangbo, după ce hidrocentralele Zhangmu și Jiacha au devenit operaționale. Deși proiectul se află încă într-un stadiu foarte incipient, acesta a stârnit o mare îngrijorare din partea țărilor din aval, în special India, care se teme că resursele de apă ar putea fi transformate în arme de către China. Proiectul tunelului din strâmtoarea Taiwan. Tunelul a fost propus ca parte a autostrăzii Beijing-Taipei, care, dacă va fi finalizată, va lega China continentală de Taiwan. Ulterior, acesta a fost inclus în planul de dezvoltare a căilor ferate din China. Secțiunea Fuzhou-Taipei a căii ferate de mare viteză a fost de asemenea inclusă în planul de dezvoltare a rețelei de transport 2021-25, publicat de Consiliul de Stat în februarie 2021. Proiectul constă într-un tunel submarin de 126 de kilometri, care a făcut obiectul a numeroase discuții academice și studii de fezabilitate, inclusiv unul organizat de compania de stat China Railway Engineering Corporation. În ciuda entuziasmului din China continentală, există o lipsă evidentă de interes din partea Taiwanului, care este considerat de Beijing drept o provincie separatistă care trebuie să fie unită cu forța dacă este necesar. În general, este considerat ca făcând parte din manifestul Beijingului pentru unificare, mai ales când tensiunile din strâmtoarea Taiwan s-au intensificat în ultimii ani.
Proiectul râului Hongqi. Proiectul râului Hongqi sau proiectul râului Steagului Roșu a fost propus de activistul social Gao Gan în 2017 cu scopul de a devia apa din Tibet către terenurile aride din Xinjiang. Deși nu beneficiază de sprijin guvernamental, a făcut senzație pe rețelele de socializare atunci când a fost propus. Ar începe în apropiere de Marele Canion Yarlung Zhangbo și ar transfera apă din râurile majore din sud-estul Chinei, precum Lankang și Nu, trecând prin coridorul Hexi din provincia nord-vestică Gansu și terminând la Kashi în Xinjiang. Incluzând canalele secundare, acesta se va întinde pe o lungime de 6180 de kilometri, doar puțin sub lungimea râului Yangtze, în timp ce 60 de miliarde de metri cubi de apă vor fi deviate anual, mai mult decât debitul anual al râului Galben. Va dura 10 ani pentru a fi finalizat și va costa 800 de miliarde de dolari, potrivit lui Gao. Proiectul a făcut obiectul a două discuții academice, iar Shanlin Finance, o platformă de creditare peer-to-peer, a susținut că va sprijini schema înainte de a se retrage în 2018, deoarece a considerat proiectul ca fiind nesustenabil și un potențial eșec. Concluzie. Astfel, după cum am văzut, China își orientează din ce în ce mai mult economia spre investiții conduse de stat, în special în proiecte de infrastructură, cu speranța că acestea vor stimula creșterea economică și vor genera locuri de muncă. Asta a fost tot pentru astăzi, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest video, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.